Cel mai puternic cutremur pe care l-a resimțit țara noastră este cel din 4 martie 1977, care s-a produs la ora 21 și 22 de minute. Cele 56 de secunde cât a durat cutremurul au părut interminabile în haosul care s-a produs atunci. Magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a făcut ca aproximativ 35.000 de locuințe să se prăbușească în întreaga țară. Epicentrul cutremurului a fost în zona Vrancea, cunoscută ca fiind cea mai activă zonă seismică din țară, la o adâncime de 100 de kilometri. Cutremurul a fost atât de puternic încât s-a resimțit și în Bulgaria. Singura mărturie din momentul cutremurului este o înregistrare sonoră luată de pe un magnetofon din sala de concerte a radioteleviziunii în timpul pauzei. Acum, la 39 de ani de la acest tragic eveniment, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea vin în sprijinul cetățenilor cu câteva sfaturi utile în cazul producerii unui cutremur. Astfel, este important să vă păstrați calmul și să nu intrați în panică. Închideți sursele de foc. Adăpostiți-vă sub o grindă de rezistență, un toc de ușă, sub birou sau masă. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe geam, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul. Dacă vă aflați într-un spațiu deschis, îndepărtați-vă de clădiri, feriți-vă de căderea tencuielilor, coșurilor, parapetelor, evitați aglomerația, nu alergați. Dacă sunteți prins sub dărâmături, încercați să vă semnalați prezența folosind un fluier sau o lanternă. Loviți ritmic într-o țeavă sau perete, astfel încât să puteți fi localizat. Evitați să țipați. Păstrați-vă energia. Ascultați anunțurile posturilor de radio și televiziune și recomandările autorităților. De atunci, în țara noastră au mai avut loc foarte multe cutremure, însă niciunul atât de puternic ca cel din 77. Cu toate acestea, sperăm ca o astfel de tragedie să nu mai aibă loc.